Ne întoarcem acum la subiectul Cuprumin, unde se pare că sunt probleme destul de mari. Tratăm acest subiect alături de colegul meu, Augustin Presecan. Bine ai venit! Salut, mâinile, Andreea Bogdan. Vreau să le spun telespectatorilor noștri că Alba TV este o televiziune a întregii comunități, a întregului județ și așa cum trebuie să facă, este sensibilă la problemele care apar în județul Alba. Astfel de azi dimineață, noi am reușit să trimitem o echipă la Abrud, să intrăm în cadrul companiei Cuprumin SA, să intrăm în exploatarea minieră, să vedem care este situația de fapt acolo, dacă instalațiile, capacitățile de producție, autocamioanele, mașinile, tot ceea ce are nevoie această companie ca să funcționeze, sunt într-adevăr deteriorate, sau să evaluăm și noi prin lentila camerei de filmat în ce stadiu sunt toate aceste lucruri despre care angajații, respectiv sindicatul de la Cuprumin, spune că au fost aduse într-o stare în care aceste capacități de producție nu se mai pot folosi la capacitate maximă, nu mai pot avea randamentul care trebuie să îl aibă. Am făcut o solicitare în scris atât Ministerului Economiei, Biroului de Presă, cât și conducerii Cuprumin SA. Ni s-a refuzat accesul, ni s-a refuzat să luăm un interviu directorului Cuprumin SA. Colegii mei însă au rămas acolo de astăzi de dimineață până acum, ei sunt tot la Abrud. Suntem... și luăm legătura cu ei, dar știu că acum prin telefon l-avem pe domnul Dorel Tomuș, președintele Asociației Salariaților Cuprumin Abrud, și chiar aș vrea să-i dăm cuvântul. Dacă... Bună seara, domnule președinte Tomuș. Bună seara. Vă mulțumesc că ați acceptat să intrați în legătură telefonică cu noi și colegii noștri care se află acum cu dumneavoastră, bănuiesc că filmează, evident, și această luare de poziție a dumneavoastră, cât și evenimentele care sunt în desfășurare în aceste momente la Abrud. Vreau, în primul rând, să ne spuneți care este miza pentru care Ban numește ministrul economiei Varujan Vosganeanu un director susținut de liberali, în locul unui director care, de asemenea, este tot liberal, susținut de Teodor Atanasiu, președintele Partidului Național Liberal din Alba. Ce se întâmplă? Care este miza? De ce se întâmplă aceste schimbări în interiorul, să spun, aceluiași partid, dar care privesc, în primul rând, activitatea companiei de exploatare a cuprului? Deci, nu pot să vă spun care este miza și de ce vreau să îl schimbe, decât pot să vă spun că în contractul de mandat a dânsului, toate punctele sunt îndeplinite. Adică în contractul de mandat al cărui director? Al directorului Lucian Vasilache sau al lui Gheorghe? Al lui Vasilache. Eu pe domnul director viitor, care este numit de domnul ministru Vosganean, nu-l cunosc și nu l-am văzut în viața mea. Și n-am nicio treabă cu dânsul. Pe mine m-a deranjat și pe noi în speță ne-a deranjat faptul că vine un domn director din afară care nu știu dacă cunoaște sau va vrea să cunoască situația din unitatea. Ce înseamnă din afară? Păi din afara unității, pentru că dânsul a lucrat în unitatea noastră și am înțeles că a fost director la Bucovina, unde unitatea respectivă a intrat în lichidare. Deci aduce un Ministerul Economiei aduce un director al unei firme care a intrat în lichidare și îl pune la o societate cum este Cuprumin, care este încă merge pe profit. Da, astăzi nu mai contează dacă ai calități profesionale. Văd că contează să achizi de partea politică, pe care ți-o ridicat steagul sus. Dar cred că și noi am avut o contribuție destul de bună în a ne atinge scopurile în ceea ce suntem angajați ca politic, nu avem treabă, e vorba de producție. Și rezultatele se văd din 2009, de când am luat unitatea de la Energo Mineral, pe cont propriu, fără ajutor de stat, fără nimic, am adus-o pe profit. Dumneavoastră vorbiți acum din punctul de vedere al angajaților Cuprumin. Al angajaților. Eu nu am nicio treabă cu domnul Vosganean, că spune și își plătește pozițiile politice. A
problema dânsului, dar vrea, ne deranjează și ne, totodată ne întristează fapt și ne dă de gândit că cu o tentă s-aduce acest domn în unitate. Deci dumneavoastră spuneți că ministrul Vosganian are de plătit anumite polițe politice sau anumite... Sigur, sigur, o spun deschis cu toată forța, sigur, pentru că altfel nu. Deci dacă întrebați-i pe directul și să vă prezinte situația economică a unității acum, de unde s-a luat și unde s-a dus. Domnul director Vasilache și-a făcut treaba. De când îi dânsul, de vreo 4-5 luni de zile în direcțiune. Până atunci au fost alții. Dar unitatea s-a dus pe profit. Ne-am plătit și datoriile restanțe care tot ei, cu ani în urmă, le-au generat. Care tot ei, domnule Tomuș? Guvernanții din urmă. Deci sub guvernarea... PSD, PNL, PDL s-au acumulat anumite datorii care acum afectează funcționarea întregii companii. În urmă, nu mai știu, dar am impresia că PNCD a fost atunci când am rămas noi cu datorii de la... adică Ampelul în Zlagna nu i-a plătit datoriile. Și de acolo Ampelul a intrat în insolvență. A dispărut, pur și simplu. A fost vândută la fier vechi. Ampelul Zladna a fost vândut la fier vechi, deci s-a desfințat. A fost vândut la fier vechi și datoriile noastre, deci ei trebuie să ne dea undeva 120 de miliarde. Și noi de acolo am rămas datornici la energie. De acolo ne s-o trag. Urmă, contractul pe Gubos cu Energomineralul ne-a mai lăsat vreo 50 de miliarde. După deci în prima fază 120 de miliarde mi-am cerut scuze că v-am întrerupt. Vă rog frumos să vă continuați cuvântul. Deci noi am adus firma pe profit, cum am repetat, și acum nu este bun directorul. N-avem nicio treabă dacă au ceva cu dânsul. Dar nici pe noi nu asta ne interesează în mod neapărat. Domnule Tomuș, ne interesează să facem, evident, cu pregătirea noastră și cu capacitatea noastră de a analiza subiectul și de a prezenta întregii opinii publice din județ și de unde suntem priviți, să vedem care sunt cauzele care au dus la situația dificilă cu care dumneavoastră vă confruntați astăzi. Deci dumneavoastră spuneți că s-a început sub guvernarea PNCCD, și Cuprumin a înregistrat o datorie de 120 de miliarde de lei vechi, sau nu, da. Avea de recuperat, nu avea aproximativ o creanță. Aia treia recuperată de la Ampelum. Deci acei 120 de miliarde au rămas nerecuperați, era datoria Ampelum către Cuprumin. Și s-a mai adăugat încă 50 de miliarde de la Energomineral. Încă 50 de miliarde. Ne-a distrus și parcul. Ne-a distrus parcul și au plecat, au băgat firma în lichidare și noi am rămas cu datoriile. În 2009 noi n-am avut alte alternative. Deci îmi cer scuze ca să le luăm lucrurile treptat, domnule Tomuș. Deci după ce creanța nu v-a fost plătită de 120 de miliarde de către Ampelum S.A., o fabrică, o uzină de prelucrare a metalelor neferoase care a fost lichidată pur și simplu, a fost vândută la fier vechi, deși s-au investit zeci de milioane de euro în acea uzină, dumneavoastră ca și companie, ca și Cuprumin, trebuia să recuperați 120 de miliarde. Nu i-ați mai recuperat până în zi de azi. A urmat o altă, îmi permis să spun, țeapă pe care a înregistrat-o Cuprumin și respectiv angajații din Munții Apuseni și din toată regiunea respectivă, încă o creanță pe care ați avut-o sau încă o pagubă de la Energomineral. La Energomineral, ca să se ajungă la contractul pe care dumneavoastră îl condamnați astăzi, cum s-a ajuns ca acea societate comercială să intre în colaborare sau să exploateze minereul de cupru cu utilajele Cuprumine S.A.? Pe așa a fost încheiat contractul de colaborare și de către unitate, în baza contractului, s-a predat toate activele. Dar cine... Pe care,
Cine a dispus sau cine a semnat sau cine a intermediat, cine a realizat toată această, acest contract care dumneavoastră spuneți că este unul nefericit, unul păgubos pentru Cuprumin? Oficiul de privatizare și nu știu dacă, cred că atunci era oficiul de privatizare, după care a trecut la Avas. În ce an, domnule Tomuș? S-a împărțit în minister în serviciile. Deci a fost Avasul și după aceea Ministerul Economiei, când Energominerali, împreună cu Cuprumin, sau a preluat Cupruminul, sau mai degrabă a preluat capacitatea de producție a Cuprumin și a exploatat Cupru și v-a lăsat pe dumneavoastră, pe Cuprumin S.A., cu datorii de 50 de miliarde sau cu o pagubă, cu un prejudiciu de 50 de miliarde. Este adevărat, am greșit? Toată tehnica distrusă în procent de 90%. Și dumneavoastră, ca și lider de sindicat, când ați constatat că 90% din tehnică este în proporție de 90% distrusă, domnule Tomuș? Păi asta am trebuit să preluăm noi înapoi, pentru că firma aia a intrat în insolvență și a plecat. Și am fost într-o dispoziție, statul era răspunzător prin minister. M-am preluat înapoi toate activele. Dar distruse în proporție de 90%, dacă am înțeles bine, domnule Tomuș. Poftim? Dar distruse în proporție de 90%, cum ați spus. Exact, exact. După deci le-ați dat un lucru bun, ei v-au dat o epavă, nu? Poftim? Dumneavoastră le-ați dat lor, vorbind la modul general, un lucru bun și v-au restituit o epavă care nu mai valora și nu mai era în măsură să se producă exploatarea minereului așa cum fusese inițial. Nu, dar ei au fost monitorizați o perioadă de o bancă canadiană pe care au cerut creditul și atunci. O perioadă au trebuit să facă producție și au făcut producție pentru ca să primească creditul, să-și facă investiția, să-și aducă utilaje. Și atunci au făcut producție cu mașinile și utilajele care le-am lăsat noi. Și au mers în decimare, fără a întreține parcul. Deci nu l-a exploatat agresiv. După care l-a lăsat dracu, a luat de până la alta și le-a distrus în procent de 90%. Ei, în momentul când au făcut producție și ei care monitorizau au spus că iese producția, le-a acordat creditul și s-au adus dotare nouă. Bun, ei au luat creditul, au luat banii, nu? Opriți-mă unde greșesc și raționamentul unde nu mai este... nu mai corespunde cu realitatea, să mă întrebeți. Vă rog numai o secundă, domnule Tomuș. Da. Deci dumnealor au venit, au exploatat intensiv până au obținut creditul, corect? Da. După ce au obținut creditul, respectiv după ce au luat banii, ce au făcut? Ce a făcut Energominerali? S-au dotat cu tehnică nouă, au lucrat aproximativ 6 luni de zile cu tehnica, după care piața cuprului a căzut. Neavând posibilitatea rambursării creditului înapoi, s-au blocat. Băncile au venit și le-au luat utilajele. Deci au fost motive obiective, n-au ținut de nicio intenție de a frauda sau de a prejudicia pe nimeni, din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră. Eu nu sunt... ne prejudicia pe noi ca și firmă. Și în speță ca stat român. Că ei au fost în colaborare, deci au fost o firmă privată, un consorțiu. Și statul trebuia să îi urmărească mine. Și acum, eu, dacă m-ați întrebat, dați-mi voie să întreb și eu prin dumneavoastră pe domnul ministru. Vă rog. Și oficiul de privatizare, cu atâtea case de avocatură care umblă să facă caiete de sarcini pentru a scoate din nou firma la privatizare sau a găsi partenerul, după cum a aprobat domnul prim-ministru Ponta, găsirea partenerului la Cupru Roșia, potențial partener, să facă investiția. De ce nu se implică prima dată să recupereze banii care trebuie să recupereze de acolo? Aia pierduții. Și pe urmă să vândă unitate, să ne vândă locurile de muncă. Domnul ministru Vozvanian, am impresia că eu nu pot să zic că e rău intenționat, dar e rău informat.
și îl rugăm să vină aici să vadă și să se aplece un pic asupra situației de aici. Că este, nu este gaura neagră care o spunea domnul Ungureanu. Cine nu este gaura neagră? Cu Pruminu? Sau? Domnul prim-ministru Ungureanu, când a fost atunci, că tot așa a fost forțat ca să vândă firma la Roman Cooper. Știți destul de bine problema de atunci. Că după energo-mineral, la un an și ceva după ce am pornit-o și am adus firma pe profit, au scos-o la vânzare din nou. Că tot așa pretendență am avut, ca și acum. Și acum vin pe căi neortodoxe. Am înțeles. La ce faceți referire când spuneți? Ne întrebăm noi, că de ce noi de fiecare dată aducem firma la liman și atunci vin ori să o vândă, ori să schimbe conducerea și să-și facă ei jocurile lor. Păi de ce nu-i pune? Deci o jurat destul de bine acolo pe Biblie când l-a pus ministru. Dacă e așa, așa să-i ajute Dumnezeu. Domnule Tomuș, la ce faceți referire când spuneți pe căi neortodoxe? Oricum, noi am mai vorbit înainte de a intra în direct, trebuie să le spunem acest lucru telespectatorilor, și mi-a spus de anumite relații de rudenie între noul director, între cel numit de ministrul Vosganian și un deputat. Am și eu informație dumneavoastră, puteți să intrați pe site, așa am intrat și eu și am văzut ce scrie acolo. Adică? Dar, ce să le mai repet eu odată? Vă rog. Intrați dumneavoastră ce vele, știu toți. Așa că intrați dumneavoastră pe site și vedeți cine a fost ăla și cu ăla. Bine, dar spuneți-le dumneavoastră, deci, acum că suntem în direct. Deci pe mine nu mă mai interesează din afară neamurile lui Iordache și al lui nu știu care. Mă interesează firma Cupru să nu aducă din afară conducere, pentru că noi suntem capabili să ne ducem steagul. În momentul când nu suntem capabili să ne ducă, să ne dea afară. Dar vie se schimbă, cum îți schimbă alții ciorapii, politic vorbim. Și nu semnează de nimica. Și pe noi ne lasă pe drumuri. Pe care noi, domnule Tomuș, pe care noi, câți oameni reprezentați dumneavoastră ca lideri al sindicatului? 500 de angajați suntem. Câți? Și dacă o luăm pe orizontală, un miner ține 7 persoane. Asta e o statistică. Noi am făcut-o. Dar zona noastră este mono-industrială și știți destul de bine. Că la Roșia Montană, Goldul tot începe de 7 ani de zile. I s-a dat licență tot pe așa, pe cărnia ortodoxe. Cum poți să-i dea la o firmă privată direct licența de exploatare așa? După care nu i-a dat avizul. Și îi ține așa în Baia de Ariel și tot pe trei sindicate acolo s-au certat, au închis dracului firma. În zona Munților Apuseni, lemn nu mai este. Ce trebuie să facem? Să mergem în Spania, în Italia, nu mai primește nimeni acolo, avem o vâstră. Deci să gândească destul de bine că politic este astăzi și peste o lună de zile probabil că nu mai este. Dar dumneavoastră vedeți bine că nimeni nu răspunde de-a lungul timpului. Noi n-am mers în Bucovina să-și treacă stime de locul de muncă de acolo, domnul director, că le întreb pe dânsul retoric. Ce îl face pe dânsul să vină în Abrud? Să vă răspundă dumneavoastră, nu mie. Sau la domnul Vosganian. Era în familie. Cum domnul Iordache a reușit? A ajuns la Cuprumin? A ajuns în Abrud? N-a ajuns, domnule, și nu vreau să ajungă. Păi am înțeles, dar asta este... Asta trebuie să spuneți dumneavoastră în presă și în mass media, să o spuneți lui domnul Vosganian. Să nu creadă că firma Cupru este moșia cuiva. Este a statului și noi facem parte din asta. Suntem contribuabili la toată treaba asta. Bun. Nu se amenințe cu consilierii dintr-un fel și fel de mijloace, că avem firme de transport, că toți din conducere suntem hoți și tăhari. Dar de ce ați primit astfel de amenințări? Ați primit astfel de amenințări, domnule Tomuș? Da, am primit. Pe asta îl spune consilierii lui, în fel și fel de locul, că și noi avem oameni care ne spun treaba respectivă. Au fost în Consiliul de Administrație contactat pe domnul din Consiliu. Vă dau un număr de telefon să-l sunați acum pe domnul care e din vorba Ardelean de-a noastră, care a fost în Consiliul de Administrație și să-l întrebați. În Consiliul de Administrație al cui? Al Cuprumin sau în ce Consiliul de Administrație? Al Cuprumin, da, a fost. Am înțeles. Și dumnealui a primit amenințări din partea ministrului Vosganian? Sotoc îl cheamă. A fost director în vamă, a fost în Consiliul de Administrație, l-a schimbat, nu legal,
Vă dau numărul de telefon, să-l sunați acum să vă spună el dacă s-a procedat corespunzător în schimbarea lor din Consiliul de Administrație, cât și a directorului general, că a avut acces la date mai mult ca noi, că nouă nu ni se dau datele astea. Și de-aia ne deranjează. Dăm unele chestii care nu sunt chiar reale, dar le spicuim și noi ca și dumneavoastră cu presa. Domnule Tomuș, ca să ne fie câteva lucruri clare. Vă dau numărul de telefon să-l sunați. Și să le întreba cu dânsul direct la, și să spune, să audă domnul Vosganean, că spune că n-are nimic de pierdut, că e om cu coloană, că e ardelean. Am înțeles, domnule Tomuș, dar numai câteva lucruri să ni le clarificați. Dumneavoastră aveți cunoștință de amenințări primite de acest domn despre care tocmai ne-a spus, care a făcut parte din Consiliul de Administrație, primite din partea ministrului Vosganean? Nu, ministrul nu poate să se aplece la așa ceva, dar are consiliere și oamenii aia care se schimbă din față, trec în spate, de aia din mijloc până apoi și uite așa. Că tot aia sunt în minister. Și de aia, de ce nu se ia la... De ce nu întreabă și ia la răspundere pe cei care sunt în comisiile de privatizare și care au fost în comisiile de privatizare și au avut eșecuri în comisiile de privatizare. Acum firma aia că merge, ce vreau ei cu cuprul roșu apoi? De ce nu merg la Moldomir? De ce nu merg la Bălan? De ce nu merg la mine? Că domnul prim-ministru spune că vrea să redeschide minele și să țină dânsul, să modifice legile care mai cu nu știu cât în urmă au dat ei legile ca să închiderea de mine. Am înțeles, domnule Tomuș. Să știți că legile nu le-au făcut legiuitorii direct, le-au făcut un cadru tehnic. Pentru că trebuie, dar acum am minister, sunt toți bine care au terminat facultăți din astea de la Spiru, care nici o aia din domeniul minier, să spun câți sunt din domeniul minier care lucrează în minister și sunt consiliurile de administrație. De-aia merge prost în țara asta românească, că cel care e meseriaș e prost și trimis la muncă. Și cel care șlotărește, cum e vorba aia, e pus acolo în față. Domnule Tomuș, care este starea de spirit la ora actuală a membrilor dumneavoastră de sindicat? Am înțeles că sunt 500 de... Vreau să repet o chestie. Eu nu sunt lider de sindicat. Eu sunt președintele Asociației Salariaților. Liderul de sindicat este Țăran și Lucian. El se ocupă cu partea sindicală. Eu, ca președintele asociației, am luat pulsul oamenilor și am discutat cu ei pentru că sunt în mijlocul lor acolo. Și aceeași chestie o trăiesc și eu ca și ei. Adică? Adică mi-este frică pentru că v-am spus și o mai repet odată. Nu știu ce interes are ca să-l aducă pe acest domn director în locul lui domnul Vasilache, pentru că și dânsul a spus domnul Vasilache. El a închis-o în mine, dar ăsta o aduce și o menține pe profit a noastră. Deci o aduce, îl aduce să o închidă, deci știe să o închidă, ca și consilierul domnul Vosganean Purdeanu. Deci noi nu suntem specialiști pe închis, noi suntem specialiști pe continuat și a face producție, care o puteți palpa și o puteți vedea. Cifrele sunt la vedere la final. Am înțeles, domnule Tomuș. Vă rog frumos să-i ajutați pe colegii noștri care sunt acum cu dumneavoastră să vină cu imaginile care avem cu toții nevoie și care să le difuzăm pe Alba TV începând de mâine. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția pe care ați avut-o. Bine.